Polițiștii giurgiuveni au verificat zilele acestea situația asigurării cu paza unităților de învățământ. Astfel, în județul Giurgiu, din cele 192 de școli, licee și grădinițe verificate, s-a constatat că peste 50% dintre ele nu au pază. Mai precis, 31 de unități școlare sunt asigurate cu pază, 21 au pază proprie, 9 sunt păzite de societăți specializate, o unitate are pază mixtă, iar 35 sunt supravegheate video. Neregulile constatate și măsurile legale aplicate în urma controlelor efectuate au fost aduse la cunoștința conducerilor unităților de învățământ preuniversitar, inspectoratului școlar Giurgiu și autorităților locale.